Urmărire periculoasă pe străzile din Galați. Un șofer care ar fi fost drogat a lovit de mai multe ori intenționat mașina poliției. Agenții au fost sunați de trecătorii care au observat că într-o mașină parcată cu motorul pornit, șoferul și un pasager erau agitați pe bancheta din spate. Când au ajuns acolo echipajele de jandarmerie și poliție, șoferul de 32 de ani a fugit. În goana lui a izbit de mai multe ori autospeciala care îl urmărea, apoi a intrat într-un tir parcat. După impact, el și pasagerul, un tânăr de 24 de ani, au încercat să fugă, dar au fost prinși. Verificările au arătat că șoferul avea permisul suspendat și circula cu plăcuțe de înmatriculare false. Testul rapid a ieșit pozitiv la metamfetamină. În mașină a fost găsit și un plic cu o substanță albă tip cristal. Polițiștii au deschis o anchetă. Alertă pe Dunăre. O barcă cu pasageri a luat foc în mijlocul fluviului pe canalul Mila 35, în apropierea unui complex turistic. Doi bărbați care se aflau la bord au sărit în apă pentru a se salva. A fost un risc enorm și pentru localnicii care au încercat să îndepărteze de alte bărci șalupa în flăcări. În acel moment, rezervoarele embarcațiunii au explodat. Sună-mă la 112! Du-te la mar! Du-te la mar! Du-te, domnule, la mar! Apelul la 112 s-a primit în jurul orei 10:20. Pompierii militari de la ISU Tulcea au fost anunțați că o barcă este în flăcări pe canalul Mila 35. Pentru câteva minute nu s-a știut nimic de soarta pasagerilor. Aproape imediat, echipele de intervenție au pornit spre zona respectivă. În tot acest timp, rezervoarele pline cu benzină au explodat. Cei care încercau să îndepărteze șalupa de alte bărci și-au riscat viața. Până la sosirea pompierilor, barca în derivă ajunsese lângă un ponton, unde erau ancorate și alte embarcațiuni, iar acestea se puteau aprinde și ele, în orice moment. Mai mult, exista riscul ca incendiul să se extindă și pe mal, la complexul turistic. Mai mulți pescari au ancorat-o cu un cablu și au tras-o în mijlocul fluviului. Dă-i, Dani, dă-i pe mijloc, dă-i! Fumul gros se vedea de la câțiva kilometri. În cele din urmă, oamenii au reușit să lege șalupa în flăcări de o geamandură. Cum ce am legat-o de geamandură, era să ducă să ia foc la 35 acolo. Pe barcă se aflau două persoane care au sărit în apă. Norocul lor a fost că un localnic i-a observat. La momentul izbucnirii incendiului, la bord se aflau două persoane care au reușit să se autoevacueze cu ajutorul unei alte bărci aflate în apropiere. Cei doi bărbați au 43 și 45 de ani și veniseră din Tulcea, la pescuit. Acum sunt în afara oricărui pericol. După ce au stins focul, pompierii au reușit să aducă la mal embarcațiunea. Din primele cercetări, se pare că incendiul s-a produs în urma unui scurt circuit la instalația electrică. Pelerinajul din capitală se apropie de final. De Sfântul Dimitrie cel Nou, considerat ocrotitorul Bucureștiului, un călugăr muzician de acum 200 de ani a fost canonizat. Numărul celor care au trecut în această săptămână să se închine celor 6 sfinți din fața catedralei se apropie de 100.000, estimează reprezentanții Patriarhiei. Azi a fost cea mai aglomerată zi, iar la rând oamenii au stat și câte 7 ore. În timp ce mai bine de 10.000 de oameni își așteptau rândul la racla cu Sfintele Moaște, alte mii de credincioși ascultau Sfânta Liturghie, oficiată de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Într-una sfântă, sfântească și apostolească biserică. A fost cea mai aglomerată zi de pelerinaj de pe dealul Patriarhiei. Pe o vreme superbă, oamenii au ținut să-l cinstească azi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Se spune că vremea din ziua Sfântului Dimitrie prevestește cum va fi iarna. Dacă este o zi senină și caldă, și iarna va fi blândă. Eu am venit de la ora 7, da. Și ieri am venit tot de la 7, ieri am stat 9 ore și acum... Pentru credință și răbdare, răbdare, răbdare. Ne trebuie răbdare, iubire și dragoste. Pentru liniștea mea, familie și pentru sănătate. De cât timp așteptați la moment? 6 ore. Unii au venit cu haine de acasă, pe care să le treacă pe la Sfintele Moaște și care să le aducă mai departe noroc. E șarfă, o batistuță, busuioc, flori.
pentru sănătate și pentru mântuire. Extraordinar de frumos toată atmosfera. Probabil de aceea nici n-am simțit când a trecut timpul. Am fost și la Cuvioasa Paraschiva, am stat 11 ore și de fiecare dată când e nevoie noi mergem. Astăzi a fost canonizat și cuviosul Macarie Protopsaltul, considerat părintele cântării psaltice în limba română. Este considerat un temeietor al școlii psaltice românești de muzică bisericească. Este un moment deosebit pentru toți cântăreții bisericești și pentru tot ceea ce înseamnă imnografia bisericească în România. Pelerinajul se va încheia mâine, când sfintele moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală, după închinarea ultimului pelerin. Sfârșit de octombrie, cald la malul mării, unde astăzi, la orele prânzului, erau aproape 20 de grade. Sute de localnici și turiști au profitat și de briza mării pentru a se bucura de o plimbare pe plajă sau pe faleza cazinoului din Constanța. Au vrut, spun ei, să fure ultimele raze de soare, înainte ca iarna să facă marea furioasă. La amiază, faleza din Constanța era plină ochi de oameni. Încântați de vremea de primăvară, unii au ieșit la plimbare în tricou. Cele 20 de grade din aer, soarele, briza și nemărginirea mării au creat o atmosferă superbă de vacanță. Este o vreme foarte frumoasă, toată lumea a ieșit la plimbare, mă încarc cu energie pozitivă și totul este extraordinar. Andrei și Alina sunt din București și în această dimineață au hotărât să-și bea cafeaua la țărmul mării și nu au regretat. Este foarte frumos, avem noroc de vreme bună. Cum este să-ți bei cafeaua sub briza mării? Foarte frumos, mai ales când ai și persoana potrivită lângă tine. Iubitorii de mișcare au apreciat aerosolii. Este un aer ozonat puternic. Ne bucură faleza, soarele, ne bucură faleza, ne bucură marea. Suntem foarte bucuroși că au renovat cazinou. Abia așteptăm să-l vedem și pe interior. Dar cei mai mulți au căutat liniștea și faptul că ne încărcăm cu energie pozitivă. Și după atâta plimbare, foamea a dat târcoale, astfel că la amiază terasele și kerhanalele au fost principalele puncte de atracție. Vom pregăti acest minunat risotto, calamari, carne de scoici, stingem după aceea cu puțin vin. Căutate au fost, cum era de așteptat, fructele de mare, gătite cu suc de lămâie, verdețuri și vin alb. Foarte mulți clienți pentru că ne ajută vremea, într-adevăr. Mulțumim lui Dumnezeu că avem clienții noștri care vin de altfel la noi pentru fructele de mare. Și pentru că este începutul vacanței copiilor, mulți s-au îndreptat după orele amiezii la delfinariu, spre încântarea celor mici. Vești bune sunt și pentru zilele următoare. Meteorologii anunță temperaturi peste media normală a lunii octombrie. O vreme numai bună de privit marea în liniște, departe de grijile de acasă. Și la munte a fost o vreme neobișnuit de caldă, ideală pentru plimbări în natură. Mulți au căutat zonele mai puțin aglomerate și au ajuns de pildă în stațiunea Vama Buzăului, la oră de Brașov, sau în frumosul sat Râmetea din Alba, scăldat astăzi în soare ca într-o poveste. Cei ajunși în stațiunea Vama Buzăului nu au putut rata o vizită la rezervația de zimbri. Aici au găsit și păuni, reni sau cerbi. Mi-au plăcut cerbii lopotari, că sunt foarte drăguți. Le-ai dat de mâncare? Da. Da? Da. Renii? Da, sunt foarte drăguți. Am văzut zimbri, păunii și căprițele. Zona nu e foarte aglomerată, așa că turiștii s-au bucurat mai ales de liniște. Suntem în natură, vedem animale, copiii sunt foarte bucuroși și e o vreme superbă azi. Servus! Bine ați venit! Bine ați venit, poftiți! După plimbările în natură, la aer curat, oaspeții s-au oprit la punctele gastronomice din stațiune. Ca să prindă loc la masă, și-au făcut rezervare din timp. Cum a fost mâncare? Foarte bună! Bun. Ți-a plăcut? Da! Da, papanaj! Cu nume cu ciocolată! Astăzi am ciorbă de perișoare, bulz, ceafă de porc la cuptor și papanaj. Cât mai costă un meniu acum? Este 80 de lei meniu de persoană adultă fără băutură și 40 de lei pentru copii. Într-un alt colț frumos de țară, în Alba, ulițele satului Râmetea au fost pline de turiști care au pornit la pas spre peisaje de basm. 3-4 ore de mișcare e minunat. Ne-am gândit că e mai bine să începem cu un traseu ceva mai ușor. Locurile pictate în culori pastel i-au cucerit pe loc, spun oamenii.
Am venit pentru culorile frumoase de toamnă. Ați făcut și fotografii? Da, da, bineînțeles. Îmi place peisajul. Deci Rimetea mă fascinează întotdeauna. Este o splendoare de culori. Cei care înnoptează aici plătesc în medie 150 de lei pentru cazare. Halloween-ul se apropie, însă în București sărbătoarea a început mai repede. Zâne, fantome, vrăjitoare, supereroi, schelete sau vampiri s-au văzut la festivalul de Halloween, unde mii de oameni de toate vârstele au ținut să se distreze și să-și etaleze costumele. A fost și ocazia perfectă pentru unii să sculpteze dovlecii pe care îi vor folosi apoi acasă, pe post de felinare. Organizat într-un cadru urban vibrant, festivalul de Halloween a adunat mii de vizitatori. De la cei mici și până la bunici, cu toții au venit să-și etaleze costumele, concepute cu migală, și să se bucure de atmosfera de festival. M-am costumat într-o vrăjitoare prințesă. Vrăjitoare prințesă? E o vrăjitoare bună? Da, adică așa și așa. Ce înseamnă Halloween? Sărbătoarea morților și am venit la festival. V-ați machiat, v-ați costumat? M-a machiat copilul. Asta motivul să ieși machiat de copil din casă. Decorez, mă costumez, petrec de Halloween. Cum e aici la petrecerea de Halloween? Ce locuri interesante ai văzut? Îmi place totul, este foarte frumos. De exemplu, îmi place foarte mult domnul care a făcut acele din fier. Colțurile pentru fotografii au fost principalele puncte de atracție. În ce te-ai costumat de Halloween al ăla? Într-un vampir, dar mi-au căzut colții. Cât timp ți-a luat să o crezi? Cam 2-3 ore. Am văzut niște decoruri foarte interesante, momentan cam atât, că abia am ajuns. Pentru că anul acesta, sărbătoarea de Halloween pică în mijlocul săptămânii. Petrecerile tematice au fost organizate în avans, în multe locuri, pentru a profita de weekend. Ca să intre în atmosferă, s-a pus mare accent pe costumații. Am speriat destul de persoane în seara asta. Continui până nu mai pot. Extraordinar! E prima oară când sărbătoresc Halloween-ul ca lumea. Petrecerea nu știu cât va mai continua, însă la mine e o petrecere tot timpul. Acum suntem plini de fericire să vedem lumea că se distrează și că le place atmosfera pe care o creăm aici. Avem o mare parte din comunitatea de cosplay din București care vine aici. Este cea mai lungă noapte din an și o să continuăm să ne petrecem toată noaptea. Pentru zilele din mijlocul săptămânii se anunță 10 de evenimente cu tematică de Halloween. În câțiva ani, reprezentanții generației Z vor fi majoritari pe piața muncii și o vor schimba radical. Potrivit unei ample cercetări realizate de specialiști în domeniu, angajatorii ar trebui să cunoască de pe acum atuurile acestor tineri pentru a-i pune cât mai bine în valoare atunci când va fi timpul. La 24 de ani, Iulia este implicată în 3 proiecte bazate pe inovație, tehnologie și dezvoltarea comunității. Pentru mine este importantă diversitatea, ca în proiectele în care îmi bag să fie aliniate cu valorile mele personale și legat de zona asta de inovație și automatizare. Și David face parte din generația Z și ar dori să lucreze în domeniul inteligenței artificiale, dar să aibă timp și pentru viața personală. La job mă văd așa, ajung, îmi termin lucrurile pentru ziua de astăzi, eventual mai schimb 2-3 vorbe cu colegii, vreau să avem o echipă care să aducă rezultate cât mai bune. Conform unei analize realizate de sute de specialiști din domeniul resurselor umane, Iulia ar fi un profesionist implicat în mai multe proiecte, care caută autonomie și flexibilitate. Este una din cele 6 tipologii conturate pentru generația Z. Pe de altă parte, David ar fi un silent worker, care ține la un echilibru între viața profesională și cea personală și își dorește responsabilități clare. Pe lângă aceste profiluri, mai există și Tech Sapiens, cei care îmbină automatizarea cu inteligența umană, sau Impact Advocates, tineri activi care luptă pentru drepturile angajaților și protejează mediul. Realizatorii studiului spun că angajatorii ar trebui să studieze aceste tipologii. Vor fi pregătiți astfel pentru viitorul pieței muncii. Noi ar trebui să trecem doar la jumătatea drumului, să fim și noi dispuși să ne schimbăm pentru cum sunt ei, care sunt nativ digital, care au niște valori foarte puternice când vine vorba despre mediu, pentru că înțeleg pericolul pe care trăim noi ca omenire în acest moment și trebuie să înțelegem că nu vor fi ca noi. E păcat să nu-i valorificăm, având în vedere aptitudine, competențele, contextele aparte la care ei au fost, să zic, supuși față de alte generații. Se estimează că până în 2030, o treime din piața muncii va fi formată din tineri din generația Z, arată Forumul Economic Mondial. Sunt cei născuți între anii 1997 și 2012.
primul parc natural din regiunea Moldovei ar putea fi Codriașilor, o zonă verde cu arbori seculari din sudul orașului. Ca să protejeze astfel pădurea amenințată de defrișări masive, a fost creată o petiție semnată deja de peste 36.000 de oameni. Asociația Codriașilor și-a propus să salveze cele 20.000 de hectare care se mai păstrează din Codri, care cu secole în urmă se întindeau de la Huș până la Roman și Hârlău. În acest weekend, 13 cercetători au prezentat proiectul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și vor depune studiul cu argumentele lor științifice la Academia Română pentru expertiză. Apoi vor face demersuri la Ministerul Mediului. Planificarea unei vacanțe, mai ales pe cont propriu, poate fi o adevărată provocare. Pentru a găsi un bilet de avion ieftin, specialiștii ne recomandă să căutăm în weekend, atunci când cererea este mai mică. Există și anumite ore la care unele zboruri au prețuri decente, iar pentru cazare nu ar strica să intrați direct pe site-ul hotelului. Marțea era cunoscută ca fiind cea mai bună zi pentru cumpărarea unui bilet de avion și asta pentru că în trecut companiile aeriene anunțau oferte și promoții în prima parte a săptămânii. Însă, potrivit unei platforme de rezervări online, cele mai bune tarife au început să apară în zilele de sâmbătă și duminică după ora 18. Trebuie să știți că dacă o destinație este căutată de mai multe persoane, atunci biletul de avion se scumpește și asta din cauza algoritmului folosit de companiile aeriene. Algoritmul este stimulat automat. Se face ca o mică licitație în spate și prețurile cresc în funcție de cererea pe care o înregistrează algoritmul respectiv. Locurile din avion se pot epuiza rapid, ceea ce face ca prețul acestora să crească în funcție de câte locuri au rămas. Dacă anii trecuți, cei mai mulți turiști care plecau într-o vacanță își cumpărau biletele cu 3 luni înainte pentru a găsi prețuri bune, acum lucrurile s-au schimbat. Cei care vor să meargă într-un city break, de exemplu în Europa, pot să găsească bilete ieftine chiar și cu o lună înainte. În privința cazării, dacă pe platformele de căutare prețurile depășesc bugetul pe care îl aveți disponibil, puteți să rezervați direct la hotel. Pe platforme, comisioanele pe care hotelurile le plătesc sunt între 17, 18 și 25%, ne mai vorbim de hotelurile care oferă bonusuri suplimentare pentru clienții Genius. Pe de altă parte, însă, mulți dintre hotelieri nu se simt confortabil cu acest comision și au o serie de camere pe care le vând la un preț mai mic turiștilor care sună. Ne alegem singur cazările, tipul de transport pe care îl avem. Orele de zbor. De obicei căutăm cu 3-4 luni înainte de o vacanță și zborul și cazarea. De regulă mă uit pe tot felul de site-uri din astea, să mă uit la review-uri. De asemenea, ca să nu dați o avere, nu este obligatoriu să stați în centru, însă este important să aveți în apropiere măcar un mijloc de transport în comun. Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, finaliști alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, au avut o dezbatere electorală fără moderator. Maia Sandu l-a atacat constant pe Stoianoglu pe tema prestației sale ca procuror general și a reproșat închiderea marilor dosare de corupție. O altă mare temă de dezbatere a fost relația cu România. Eu cred că este o ofensă adusă la adresa oamenilor din România, la adresa României, să spuneți că nu avem proiecte importante. Noastră nu vreți să cunoașteți despre toate proiectele importante pe care le avem. Construcție de poduri, reparație de grădinițe, finanțarea unor proiecte din programul Satul European, obiecte culturale, cumpărare de autobuze și multe, multe alte lucruri pe care le face România. Nu mai zic deja de ajutorul pe care l-am primit în momentul în care Rusia ne-a șantajat cu livrarea de gaze. Dar așa, ca între doi români, dumneavoastră chiar credeți că România o să sprijine omul Moscovei și o să continue să facă asemenea investiții așa cum a făcut până acum? Candidatul socialiștilor nu a răspuns direct la întrebare. Stoianoglu a revenit mai târziu și a spus că ștampila de omul Kremlinului este una pe care Maia Sandu i-a creat-o. Din păcate, pe această scenă avem un cal troian, un om prin care alții vor să conducă țara. Niciun moldovean nu vrea să fie condus de cei care au furat statul și cetățenii, de cei cu care noi am luptat și am reușit să-i alungăm de la putere, dar și acești oameni sunt folosiți. Setea lor de bani, setea lor de răzbunare este folosită de forțe, de interese regionale și mai mari. Banii alocați în această campanie nu sunt ai lui Șor,
ai lui Platon, ai lui Dodon, sunt bani veniți din altă parte. Maia Sandu l-a atacat constant pe Stoianoglu, pe tema prestației sale ca procuror general, și i-a reproșat închiderea marilor dosare de corupție. Rivalul său a încercat să se apere, afirmând că nu există probe. În momentul în care dumneavoastră spuneți că nu vă pasă de ce se întâmplă în Ucraina și sancțiunile nu trebuie respectate, ce o să zică Ucraina despre tranzitul de gaze spre Republica Moldova? Sau vreți să-i lăsați pe oameni fără gaze naturale? Cel mai simplu este justifice competența dumneavoastră prin război și tragedie din statul vecin. Pe de altă parte, culmea, Alexander Stoianoglu s-a prezentat drept adeptul Uniunii Europene, pe când el este susținut de socialiști și alte partide, fie ostile Bruselului, fie militând pentru amânarea la nesfârșit a aderării. Eu sunt adeptul Uniunii Europene, dar eu nu am participat la referendum care dumneavoastră ați propus din cauza că acest referendum a urmărit numai scopurile dumneavoastră personale. Ca susținător ferm a integrării europene, îi propun doamne Sandu să semnăm în zilele următoare o declarație comună privind garantarea irreversibilității cursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Stoianoglu a avut momente în care a refuzat să răspundă la întrebările concrete ale Maiei Sandu și a avut dificultăți majore de exprimare în limba română. Opoziția pro-occidentală din Georgia refuză să accepte rezultatele din alegerile parlamentare care acordă victoria actualului partid de guvernământ din ce în ce mai autoritar. Este vorba despre formațiunea Visul Georgian, aflată de 12 ani la putere, condusă de un om de afaceri miliardar care a revendicat o victorie categorică de 54%. Însă rezultatul este diferit de sondajele făcute la ieșirea de la urne de către firme occidentale. Liderii celor patru partide din coaliția de opoziție acuză un vot furat poporului georgian sau chiar o lovitură de stat constituțională. Acest scrutin ar fi cel mai important de când Georgia, țară din Caucazul de Sud, și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991. Săptămâna de lucru de 4 zile, visul multora dintre noi, pare să fie rețeta câștigătoare în Islanda. Un studiu realizat de 2 asociații arată că economia țării a crescut într-un ritm accelerat după reducerea programului. În perioada 2020-2022, peste jumătate dintre angajații islandezi au acceptat să muncească mai puțin, fără să le fie afectate veniturile. Un an mai târziu, adică în 2023, Islanda a înregistrat o creștere economică mai rapidă decât majoritatea țărilor europene, iar rata șomajului este una dintre cele mai scăzute din Europa. Cercetarea nu a stabilit totuși o legătură directă între rezultatele economice bune și măsura privind programul redus de muncă. Premierul Benjamin Netanyahu spune că loviturile Israelului din urmă cu 2 nopți au afectat grav capacitatea de apărare și ofensiva Iranului. Aceste atacuri asupra unor obiective militare iraniene nu ar trebui nici subestimate, nici exagerate, a declarat de partea cealaltă liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, fără a cere în mod direct represalii. Eu una galate, am o tăvăgiu doște voșit. Cucec engari un ham galate. Ini că ma bigim na, cizi nebude, ahamiyati nedoșt, falan, in ham galate. Ina doșoare khatai muhasebati an nisbet be Iran. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. Fără să ceară direct represalii, liderul suprem al Iranului a transmis un mesaj. Oficialii iranieni ar trebui să stabilească cel mai bun mod de a demonstra puterea Teheranului în fața Israelului. În 3 raiduri succesive, acum 2 nopți, aviația israeliană a bombardat 20 de ținte militare iraniene, ca răspuns la luni de atacuri continue din partea Teheranului și aliaților săi. Atkifa be Iran aita meduyeket ve otsmatit ve isiga et kol matrotea. Potrivit presei din Israel, printre țintele vizate s-ar fi aflat sisteme antirachetă care protejau Teheranul, o fabrică de drone, dar și multe site-uri esențiale pentru programul balistic iranian. Paganu kashot be yecholet ahagana shel Iran u be yecholta liyatzer tilim shemechuvanim klapenu. Very much able to go into the Iranian air defense system and not be impacted by that at all. So they really demonstrates to the Iranians that their systems are not impervious, basically that they can be attacked at any point of Israel's choosing. Alături de alți demnitari ai statului, premierul Netanyahu a luat parte la o ceremonie de comemorare a victimelor masacrului Hamas din 7 octombrie anul trecut.
dar discursul lui a fost întrerupt de protestatari, furioși că nu a reușit să-i aducă acasă pe ostaticii care încă se află în mâinile teroriștilor, în Gaza. Pe de altă parte, în Israel, un camion a intrat intenționat într-o stație de autobuz de lângă o bază militară, la nord de Tel Aviv. Cel puțin 35 de oameni au fost răniți, dintre care cel puțin 6 sunt în stare gravă. Șoferul a fost lichidat de forțele de ordine. În zonă se află și cartierul general al Mossadului, agenția israeliană de spionaj. Johnny Depp a fost onorat cu un premiu pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Roma. Fanii au așteptat răbdători ore întregi pentru a-l vedea pe starul de la Hollywood. Unii s-au așezat la coadă încă de la 4 dimineața pentru șansa de a fi cât mai aproape de starul preferat. Johnny Depp participă la festivalul din capitala Italiei în calitate de regizor, cu Modi, un film biografic despre artistul italian Amedeo Modigliani. Pelicula prezintă ultimele 73 de ore din viața faimosului pictor, petrecută la Paris în 1916. În distribuție figurează și Al Pacino, în rolul unui comerciant de artă, care îi spulberă speranțele lui Modigliani, oferindu-i o sumă derizorie pentru tablourile sale.